550 de copii din familii defavorizate au primit ghiozdane și rechizite pentru început de an școlar. Acțiunea a fost organizată în parcul expoziției de primărie prin Direcția de Asistență Socială. Copiii au primit cu bucurie cadourile și o așteaptă cu nerăbdare să înceapă orele. Doriți să înceapă școala de luni? Da. Probabil că și părinții doresc să înceapă copiilor școala. Este șansa ca ei să aibă o viață mai bună decât avem noi. Educația este prioritate. Cu măști, dezinfectant și chiar mănuși, elevii vor merge la școală prin rotație începând de săptămâna viitoare. În ciuda pandemiei de coronavirus, aceștia așteaptă nerăbdători începerea anului școlar. De aștept să încep școala. Mi-e dor de colegii mei și de doamna profesoară. Ce se pare ție acum cu toate restricțiile astea? Măști, dezinfectant, să mergi la școală așa? O să fie puțin greu primele zile, dar după aceea o să ne obișnuim. Mi-a aștept școala? Da. De ce aștept? Că vreau să văd cum e nou, adică să acum sunt în clasa a 7-a, o să fie totul diferit. Aștept să te întâlnești cu colegii, profesorii? Da, să văd ce e nou. Cum vezi tu acest lucru? Să mergi la școală cu masca. Sincer, un lucru prostesc. Pentru că eu nu cred în așa ceva. Ai făcut și cursuri online? Da. Și cum ți se pare această idee să faci școala online? Nu, bună. Pentru că așa nu mai înveți deloc. Pentru că copiii, când doamnele le dă teme, copiii pot să copieze. Adică ia de pe net rezultatele și vai, gata, da 10. Pentru ce? Ia spune-mi, tu mi-ai aștept școala? Da. De ce aștepți tu școala? Ca să devin mai inteligent și să fac lecții. Vrei să te întâlnești și cu colegii, profesorii? Da. Cum ți se pare ție să mergi acum la școală cu masca? Tot bine. Consider că te protejezi? Da. Pentru părinții celor mici, grijile apar odată cu începerea școlii. Mediul online în care ar trebui să înceapă copiii nu este văzut cu ochi buni de părinți. Aceștia consideră că modelul ideal de începerea școlii este cel față în față. E foarte greu pentru că ei sunt mici. Programul Zoom mi s-a părut ok, adică s-au înțeles cât de cât, dar celelalte programe mai greu pentru ei. Acum depinde și de fiecare copil și cât au fost ajutați, cât au fost, dar vă dați seama, și cu servici și copilul singur acasă și foarte greu. Școala ar trebui să înceapă normal, că ori așa, ori așa. Dacă merg pe stradă, tot iau virusul, dacă stau în clasă, tot iau virusul, dacă ies la magazin, tot iau virusul. Deci același lucru, nu că oricum te-ai, când e să fie, e. Când nu, nu, asta e situația. Deci școala ar trebui să înceapă normal. Pentru că e altceva. Când copilul este atunci când cu doamna învățătoare, cu domnul profesor, explică altfel, scoate la tablă, știe despre ce se, unde să lucreze cu el, unde așa, în mediul online, nu spun. E ok, momentan, pentru o mică perioadă, da. Eu zic că online nu e chiar așa de bun, din cauza că e altceva. Când îți faci în față cu profesorii și când le explică, este mai bun decât să fac online. Că ei, dacă vor face, dacă nu vor, nu face. Și de asta e mai important să fii față-față cu profesorii. Acum se spune că fac școală normală, acum spune că face online. Deci anul ăsta nu prea văd să fie un an cum trebuie. Spuneți dumneavoastră, cum vi se par acum restricțiile și condițiile în care încep școala? Mi se pare normal restricții care sunt, pentru că la faptul la îmbolnăverii care sunt acum, dar sunt de acord să facă 2 săptămâni online, 2 săptămâni să meargă și la școală, datorită faptului că puțini copii au tablete, să știe toată situația. Dar ca și idee, trebuie să fii și alături de profesor, că învață altfel față online. Este total diferit. Pe lângă aceste ghiozdane cu rechizite, copiii au primit și câteva dulciuri. Este deja 11-a ediție.
Primăria Municipiului Iași în acest an a asigurat rechizite școlare și dulciuri pentru un număr de aproximativ 550 de copii. Copiii sunt proveniți din familiile aflate în dificultate, aflate în monitorizarea Direcției de Asistență Socială, beneficiari de venit minim garantat și de alocație de susținere a familiei. Însă, ca de fiecare dată, au fost luate și analizate și solicitările care au venit din partea familiilor de pe raza Municipiului Iași.